În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Pentru cei care ne-am întâlnit ieri, nu este o noutate. Deci suntem în perioada pascală, încă până la înălțare. Suntem în perioada în care Mântuitorul Iisus Hristos apare și se arată ucenicilor cu diferite ocazii și în același timp încă îi mai povățuiește spunându-le un singur cuvânt și foarte frumos: nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. Evanghelia de astăzi, a Samarinencii numită, sau Duminica Samarinencii, ne relatează întâmplarea pe care Mântuitorul a petrecut-o sau a trăit-o în vremea respectivă, când El personal le-a spus apostolilor: nu sunt trimis pentru cei de alt neam, ci de către pentru oile cele pierdute a casei lui Israel. Și tocmai El se duce și stă la fântână și se întâlnește cu cine? Cu această femeie samarineancă, care o să vedeți la prima vedere și la prima întâmplare, cum arată Evanghelia, că nu era o femeie oarecare, ci avea puțină cultură. Și de ce mă refer puțină cultură? Știa și ea de proroci, știa și ea de Iosif, știa și ea de Iacov, și mai lua apă de la o fântână patriarhală rămasă cu moștenită de la părintele nostru Iacob, și așa mai departe, discuția cu Mântuitorul Iisus Hristos, pe care o duce, sau dacă e cazul, o analizează împreună și ajunge la concluzia că noi știm că trebuie să vină un proroc care îi se spune Mesia. Deci iată ce frumos spune femeia samarineancă. Și Mântuitorul este pentru prima oară când se descoperă și spune: Eu sunt. Deci nu o face din mândrie, ci o face din datorie. Eu sunt. Și de ce îi spune Eu sunt? Ca să înțeleagă că Hristos a venit în chip de om. Și trecem la subiect. Un alt lucru important, tot astăzi sărbătorim și părinții sau participanții la Sinodul II Ecumenic. Aici era o poveste de dogmă despre care e bine să știți doar două lucruri simple. Noi știm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei ipostasuri diferite ca lucrare, dar unite în treime, cum ar fi mintea, ochii și cu gură, sunt pe același cap. Așa este și lucrarea acestor ipostasuri. La primul sinod are, a spus că Fiul e mai mic ca Tatăl. Și l-a subordonat, cum se spune, și l-a marginalizat, i-a dat un timp, nu l-a lăsat din veșnicie, și l-a considerat o creatură superioară, sau o vreme când n-a fost Fiul și a fost Tatăl, după cuvântul care îl spune și Evanghelistul Ioan: Tatăl este mai mare decât mine, pe la capitolul 14. Dar la Sinodul 2 s-au găsit alți deștepți, o altă continuare a arianismului, dar într-un mod mai mascat. Deci, nehmatomahi le spune, adică cei care se leagă de învățătura Duhului. Și-au întors-o acum. Tatăl și Fiul erau egali, erau consubstanțiali, erau de o ființă, lucrau împreună, dar acum Duhul nu era de o ființă cu Tatăl și nu era de o potrivă cu Fiul și de o egalitate în ipostasele treimii. Deci o altă nebuneală. Și ușor, ușor s-au format aceste secte, dacă vreți, și învățături greșite. Pe urmă, la următorul sinod, nu mai era Maica Domnului Născătoare Dumnezeu și tot așa s-a mers din prostie în prostie și din greșeală în greșeală, până ce cele 7 sinoade ecumenice au statornicit pentru definitiv și totdeauna învățătura de dreaptă credință. Deci acest Eutihie, care a venit Macedonie, a venit cu învățătura aceasta, nu a făcut altceva decât să se lege de dumnezeirea Duhului Sfânt. Știm că Grigore, teologul, cel ce a și participat la cel de-al doilea sinod ecumenic, a și spus: și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul. Și noi știm când El spune: Împărate Ceresc Mânghietor. Deci avem rugăciunea adresată Duhului Sfânt când se coboară la epicleză peste Sfintele Taine. Cu asta am terminat. Ca să știți de ce se sărbătorește astăzi această sărbătoare. Ne întoarcem la samarineancă. Aici avem de-a face cu două probleme strict istorice. Unu, poporul iudeu, din clipa din când a plecat din Sinai spre Țara Făgăduinței și au plecat cu Moise și au rătăcit prin pustie și nu mai repetăm toată istoria și tărășenia, știm că la un moment dat ultima îndoială a lui Moise a fost legată de răutatea poporului.
Poporul, la un moment dat, acesta iudeu, de câte ori întâmpina o greutate, se întorcea ca câinele la borâtură și începea să spună, ne-a dus să perim de foame în pustie. Și le-a dat Dumnezeu și mană, au strâns mai mult decât le trebuia să mănânce. Le-a dat și păsări, au strâns mai mult decât aveau nevoie. Le-a dat cristei, cum spune Scriptura, un fel de lăcuste comestibile. Tot nemulțumiți au fost. La un moment dat le-a fost sete. A, ne-a dus să perim de sete în pustie. A lovit stânca și a ieșit apă la zona Faranului, unde este azi o mănăstire. După aceea, aproape de muntele Nebo, deci aproape de intrarea în Ierusalim, deci aproape de țara Făgăduinței, la fel același lucru. Dar aici Moise a avut o mică ezitare și a spus așa, oare pentru îndărătnicia inimilor va ieși apă din piatră? Și a ieșit sânge. De ce? Că n-a avut încredere în Dumnezeul lui Israel. În Dumnezeu Iahve, cum ar fi. Și în momentul acela, Moise a primit ca o legătură, dacă vreți, și a spus, pentru îndoiala ta, vei vedea pământul Făgăduinței, dar nu vei intra în el. Și următorul care a intrat a fost Iosua Navi. El a intrat și s-a luptat cu toate popoarele cananee, până ce au ajuns și s-a împărțit tot pământul la cele 12 seminții. După ce s-a împărțit pământul la cele 12 seminții, și aceștia, la rândul lor, s-au răzvrătit între ei și până prin vremea lui David au mai stat uniți. Dar de la prorocul David încolo, deci când a ajuns el împărat, două seminții, Veniamin și Iuda, au rămas și s-au ținut de legea mozaică, de învățătura, era linia pe care venea Hristos, și s-au ținut de învățătura Vechiului Testament, 10 seminții s-au rătăcit între neamuri. Și în felul acesta, amestecându-se cu toate neamurile pământului și în special cu popoarele cananee, și de ce le plăcea să amestece cu popoarele cananee, era o explicație logică și simplă, descoperită arheologic și biblic. 1. Cananiții aveau ca ofrandă de jertfă idolului și zeiței lor, Baal era idolul și Astarta, sau nu știu cum o chema, pe zeiță, deci aveau prostituția. Ei, vă închipuiți ce frumos îți faci prostituție fără niciun menajament în aer liber. Ce bine ar prinde la vremea aceasta creștinilor ortodoxi care sunt mereu rugați. Nu curvi, nu destuna, nu ucide, nu cutare. Foarte ușor era înseminată vrăjitoria. Foarte ușor era magia. Și lor le plăcea de minune. Și atunci s-au rătăcit între aceste neamuri cananee, că de aici spune mai departe și învățătura biblică a Vechiului Testament, că atâta patimă a avut Dumnezeu pe ei și atât de mult a urât aceste popoare, încât în calea pe unde trecea poporul Israel și trebuia să vină seminția lui Mesia, a șters totul cu foc, adică pur și simplu i-a mistuit, a tăiat de la prunc până la dobitoc, așa și poruncea, să tai tot, că-i oaie, că-i animal de jertfă, că-i ceva. De Saul, la un moment dat, s-a încăpățânat într-o oarecare misiune pe care a avut-o și când a văzut la cananei ce popoare, ce oi frumoase au și ce vite, a zis, nu le tăiați, las că le ducem de jertfă în Ierusalim. Și a întrebat prorocul, ce-i behăitul ăsta și zberătul ăsta în Ierusalim? Păi se întoarce Saul de la luptă. Și în clipa aceea a căzut blestemul pe el, că el s-a prins de haina poalei prorocului și prorocul i-a spus, cum n-ai ascultat tu de mine, așa se va lua împărăția de la tine. Și a pierdut Duhul Sfânt și un de lemn a fost turnat pe David, care era încă un copil și mai târziu ajunge rege. În momentul în care Dumnezeu intra peste un popor din acesta, deci îngăduia să se distrugă din temelie. Așa a căzut Erihonul prin binecuvântarea îngerilor, așa au căzut celelalte popoare cananee, deci 7 au murit, 5 au rămas în coastă, ca așa spune în simbol dogmatic Maxim Mărturisitorul, că ele ar fi cele 5 simțuri care ne chinuie prin patimile noastre. Și în momentul în care venea mânia lui Dumnezeu, era ordin să tai tot, să nu rămână ceva din acea idolatrie împământenită, pentru că poporul iudeu avea foarte mare lipici la asemenea spurcăciuni. Și atunci trebuia păstrată seminția curată, răspândindu-se semințiile și împrăștiindu-se între neamuri. A apărut primul lucru, ce? Pentateuhul samarinean. Deci ținutul acesta al Samarii avea amestecat și iudei, avea și asiro-babilonieni, avea mai multe nații. Și atunci, ce au făcut? Și au făcut o lege care semăna și cu legea lui Moise, dar avea și închinarea la idol și unii. Era pe muntele Garizim, acolo era idol. Mântuitorul știa lucrul respectiv, dar știa că samarinenii îi consideră spurcați pe iudei.
Știa că iudeii nu-i suportă pe samarineni. De aici și discuția de la fântână, când Mântuitorul spune, dăm să beau. Ea spune că samarineancă, fiind eu și iudeu, fiind tu, îmi cer mie să-ți dau să bei, adică dar nu te spurci. Adică foarte interesant. Pune întrebarea femeia pe logică. Deci, cum știm noi, avem obișnuința aia la țară, dă un sectar din ortodox și spune, ia-mă ceva de pământ, uite, n-am nevoie de tine, tu ești eretic. Ei, cam așa era și în vremea aia împământenită mentalitatea. Deci n-a îndrăznit femeia nici să scoată apă, n-a îndrăznit nici să-i dea să bea, dar a rămas surprinsă de atitudinea iudeului, care iudeu ar fi trebuit să aibă o repulsie. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi predică cuvântul lui Dumnezeu sub ce formă? Sunt trei forme de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Cu patimă. Adică dacă ne punem să ne tăiem capetele pe dreptate, ne putem omori toți între noi. Și asta datorită unui singur fapt. Petre Țuțea, un moș din ăsta filozof, care a murit și el acum vreo 10-15 ani, a spus așa, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Deci adevărul Hristos este unul singur. Ei, noi când predicăm Evanghelia, fie că e preot, că e călugăr, că e episcop, avem tendința să credem că deținem adevărul absolut, dar din ce punct de vedere? Dogmatic și teologic. Ei, Mântuitorul n-a mers pe această filieră, pe a cuvântului, ci a luat prin învăluire și a spus așa, eu știu că va veni o vreme, vedeți ce frumos, i-a dat subiect de gândire, când nu ne vom mai închina nici în Ierusalim, deci s-a prefăcut că lovește în cetatea Ierusalimului, nici în Garizim. Și atunci femeia a fost curioasă, băi, dar unde s-o mai fi făcut un altar de jertfă? Și eu nu cunosc, o mai fi undeva vreun templu? Ci ne vom închina Tatălui în Duh și adevăr. Deci iată o nouă formă de rugăciune, care nu ține de pământ, nu ține de altar, nu ține de ofrandă, nu ține de vita tăiată, de bou tăiat, de oaia tăiată, ci ține de ceva înalt, de minte. Și spune, adevărați închinători se vor închina în Duh și adevăr. Și femeia a rămas surprinsă și de la acest dialog, de la această întâmplare, ce i-a sunat frumos în ureche, această frază, s-a scuzat și i-a spus, îți dau câteva repere, fântâna e adâncă. Nici găleată nu am și nici funie să scot apă. Dar a fost cu două înțelesuri. Întâi, a fost o scuză prin care nu-și călca legământul care ținea de religia samarinenilor, de a nu se amesteca și a se atinge de iudei să nu se spurce, cum și iudeii nu se atingeau de alții sau nu mâncau și se spălau pe mâini să nu se spurce. Dar în același timp, fântâna cea adâncă este și Evanghelia care nu are niciodată capăt. Funia de care este nevoie în Evanghelia, ați auzit-o când s-a cântat la tropar la stradă, nu știu dacă ați fost atenți, când s-a pus la utrenie sau când s-a citit la canoane, când spune așa, funia înțelepciunii dumnezeiești. Deci ăsta este adâncul dumnezeirii. E ca o funie care leagă necunoscutul de cunoscut. Și cine-i funia? Rugăciunea. Și nici găleată nu am. Adică ce fel de rugăciune? Măsurată. Poți fi o găleată mică, poți fi o găleată mare, dar e găleată. Și atunci, discuția începe pe un ton cu totul frumos. Dacă ai fi știut tu cine ți-ar fi cerut apă, i-ai fi dat să bea și n-ai mai fi însetat niciodată. Și aici femeia a intrat și pe plan economic ca gândire și pe plan spiritual. Păi dacă aș bea eu să nu mai însetez niciodată, scap de cărat apă cu cobilița, tocmai de aici până în sat, că era unica fântână în zona petroasă a Ierusalimului, foarte adâncă, de unde luau apă dulce, că restul împrejur apele erau sărate sau sălcii. Spune, care în vremea lui Moise apele cu sarele ai dres. De ce? Era sărături și în momentul când a pus sarea, simbolul învățăturii sfinte, deci apa s-a făcut dulce, adică Evanghelia s-a clarificat prin Fiul Dumnezeu, că a adus sarea pământului, harul. Și și-a pus problema, aș scăpa de cărat apă. Și atunci femeia și-a adus aminte din Scripturi și a început dialogul cu Iisus legat de profet, de Mesia, de cel ce va să vină. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Nu știm. Și el spune, eu sunt.
În momentul respectiv, Mântuitorul îi mai dezvăluie o mică frântură din viața ei. Dacă erau samarineni, care era primul dezmăț? Desfrâu. Că trebuia să greșești în fața idolului, acolo să te vadă. Era plăcerea poftei, rugăciunea înălțată către acel monument din piatră, sau ce era el făcut, din aur sau argint și așa mai departe. Și îi spune, 5 bărbați ai avut și niciunul nu ți este bărbat. Vă dați seama că a șocat-o. Cine e ăsta, un străin călător la fântână, să-mi cunoască mie viața mea? A lăsat gălețile acolo la fântână și a tăiat-o direct în cetate. Deci ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt s-a atins de inima ei și dintr-o dată samarineanca de la fântână, cea pe care în calendar o să găsiți scrisă mucenița Fotinii, Foto și Fotis, sora ei și băiatul ei, au fost muceniciți în timpul lui Nero, nerepădându-se în arenă de dreapta credință. Deci s-a făcut martiră și creștină, dar cum? A lăsat tot acolo la fântână și a tăiat toți. Veniți că am găsit pe acela care mi-a știe toate. Și spune, n-am crezut. Spune așa, nu cumva este Hristos? Deci vedeți ce propovăduiește femeia în cetatea Samarii. Nu cumva acesta este Hristos? Că așa spune, veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci iată că și ei în religia lor îl așteptau pe Mesia Mântuitorul. Deci aveau 60-70% din învățătura Pentateuhului original. Și atunci a venit toată cetatea la Iisus și în felul acesta a avut loc convertirea prin cea din neamul lor. Deci nu prin Hristos. Ce le-a fi vorbit Hristos după aceea, spune Ioan Evanghelistul. Deci s-ar fi scris toate cărțile, de câte minuni s-au făcut și câte s-au scris, n-ar încăpea cărțile în lumea aceasta. Asta spune despre Sfânta Evanghelie. Acum, între timp, au venit ucenicii care, venind și rugându-l să mănânce, învățătorul i-a spus, mâncarea mea nu e din lumea aceasta. Și spune, eu am o altă mâncare pe care voi nu o știți. Și se întrebau, nu cumva i-a adus cineva de mâncare? Și aici Mântuitorul se referă, trece peste ceea ce numim noi cozonaci, ouă, carne, brânză, lapte și spune așa, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Asta m-a interesat cel mai mult ca esență din Evanghelia de azi. Adică, avem, cum am început adineauri, trei moduri de a propovădui. Unul fanatic, orbesc, de a fi noi cei mai tari, cei mai buni, cei mai mari, cei mai toate. Este modul al doilea, care se numește convertirea. Și noi o numim în tehnica modernă, mistică comparată. Ce înseamnă mistică comparată? Să iei esența religiei, fiecarei religii și popor, deci esența dogmatică, și să o compari cu esența esențială a creștinătății care este din Hristos. Și să găsești ce? Că de fapt toate învățăturile lor strâmbate, deșuchiate, obosite, chinuite, adăugate, scurtate, nu sunt altceva decât o fărâmă din rămășița primordială, deci din ceea ce a lăsat Dumnezeu dintr-un început. Și atunci Iisus Hristos a mers exact pe acest mers și a adus-o pe samarineancă spre adevărul absolut. Nu i-a spus, de-amu trebuie să crezi în mine, Hristos, dacă nu-ți vezi pe deapsă, să trag de nu te vezi. Nu. Femeia a fost singură convinsă că acesta poate fi Hristos. Dar cum i s-a descoperit? Când în mintea ei s-au transformat două lucruri. Noi spunem în Evanghelie așa, ochii au și nu văd. Urechii au și nu aud. Ei, Mântuitorul a rostogolit cuvintele Dumnezeirii peste urechile și ochii femeii. Cu ochii a văzut om care i-a spus ei totul și cu mintea a priceput că luminătorul trupului este ochiul și a sufletului este mintea, deci e clar că i s-a deschis mintea să-l cunoască. Noi întâlnim acest element și îl întâlnim de două ori. În momentul în care Luca și Cleopa erau la Emaus, s-au cunoscut la frângerea pâinii. Și aici aflăm două fenomene importante în viața omului legat de mistica și ascetica rugăciunii.
1. Când ne propovădea Scriptura, nu ardea inima noastră pentru dânsul. Deci poți să-ți ardă inima pentru Dumnezeu, dar să fii prost, încuiat la minte și să nu înțelegi. Dar asta nu înseamnă că credința ta nu e curată, caldă și nu e cinstită față de Dumnezeu. Ei, aceeași soartă împărtășesc și unii păgâni, indiferent că el îi strigă lui Buddha, lui Mahomet, lui Confuciu sau cui să roagă el, lui Krishna, dar el chiar o face sincer, deci el este convins că făcând acel ritual și acea rugăciune, el se închină Dumnezeului Cerului. Deci el știe că strigă acolo sus, dar o face cu certitudine. Nu spune, bă, Buddha, tu ești mai mică, Hristos, hai să aplic o rugăciune, că asta e religia mea. Nu. Deci o face perfect convins că acel Buddha îl ascultă în totalitate. Ei, aici a pândit Mântuitorul și a pus accentul. Și mai întâlnim lucrul acesta. Și mergând spre drumul Damascului, un oarecare Saul din Tars prigonea pe creștini, îi omora, îi tăra, îi spinteca pentru a nu se răspândi erezia în popor. Și deodată, învăluit într-o lumină orbitoare, a auzit un glas care i-a spus: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Oare ți este ușor să lovești cu piciorul în țepușă? Deci era Hristos. Ce a văzut Hristos la Saul? Că doar era un păgân, nenorocit, un roman, zăpăcit. El păzea legea mozaică, el deci avea treabă cu... El avea treabă, el fusese la școala rabinului Gamaliel. Și el știa tora ceas. Dar el era supus stăpânirii romane. Dacă a spus că iudeilor le-a dat dezlegare să-i omoare pe creștini, ei tocau creștini. Între 54 și 64 au fost răscoale între creștini și iudei. După aceea a venit Nero cu prigoana din 64 în 80 și nu știu când. La începutul creștinismului. Și ce a făcut? Îi ucidea pe creștini într-o veselie, ca pe găinuțe, când le prinzi în sămănătură și dai cu poporul după ea. Dumnezeu i-a văzut râvna cu care face răul ăla, dar nepătimaș. Noi când prindem un sectar, suntem în stare să-l mâncăm cu tot cu Sfânta Scriptură, să-i arătăm ce ortodoxi suntem noi. Dar când ne uităm în sinea noastră, vedem cât de pervers suntem, vedem cât de borfași suntem, cât de hoți, cât de tâlhari, adică noi ne știm sinele, dar atunci o facem pe ortodoxi. Ei, nu, Mântuitorul n-a avut nevoie de așa ceva, ci a căutat păgânul pur. Și a mai rostit odată o formulă extraordinară, care a uimit și pe apostoli. Petru, iritat, un bătrân, probabil oamenii bătrâni nici nu mai suportă zgomotul, și spune, Doamne, dar slobode-o pe asta, că strigă în urma noastră. Și noi n-am venit decât la oaile cele pierdute acasă în Israel. Ce caut eu la asta de alt neam? Și a insistat Petru din nou, slobode-o! Nu pot să arunc pâinea fiilor câinilor. Adică a luat-o într-un alt termen. Ce vrea de fapt să smulgă? Să smulgă umilința din apostoli care îl șupândeau pe Iisus să vadă cum face o minune între păgâni, dar Iisus a făcut minunea cu cuvântul, nu cu fapta. Dar a făcut-o prin bunăvoința lor, slobode-o că strigă în urma noastră. Și în momentul următor, ce i-a spus femeie? Du-te acasă și fă-ți fica sănătoasă sau să o găsești sănătoasă? I-a dat cel mai mare răspuns care ține de ce vă spuneam adineauri. Cinstea și curăția cu care eu, dacă la o babă îi spui să se închine la sfeșnicul ăsta și ea este credulă și se închine, îi se împlinește cererea. De ce? Pentru că a făcut-o cu sinceritate și cel de sus care ne-a creat și a pus conștiință știe că acel om e cu inima curată și îi împlinește cererea. Și ce a spus? Mare e credința ta! Deci iată ce a descoperit Hristos într-o femeie păgână care urla în urma lui, femeia hananiancă, care avea fica cu demon. Mare e credința ta, să-ți fie ție cum voiești. Ne-a spus să-ți fie ție după cuvântul meu. Cum voiești tu să se facă? Deci dacă ai conștiință curată și te doare, ia-o și vindecată să o ai. Și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. De ce? Ea când a ajuns acasă, a corespuns ceasul ridicării fiicei din scuturătura diavolului cu ceasul discuției cu Iisus. Așa s-a pus în acord că Iisus a săvârșit minunea și el a vindecat-o, vindecarea fiicei femeii hananiene. Același lucru a făcut Iisus și aici cu samarineanca. I-a atins inima exact în momentul în care apostolii se pregăteau să vină cu mâncare, să înceapă ritualul spălării pe mâini, cum era la iudei și așa mai departe, dar Mântuitorul deja era în plină misiune și mâncarea lui era să
câștige cât mai multe suflete și să aducă și celelalte neamuri la lumina lui Hristos, ce luminează tuturor. Un alt lucru esențial, deci după această credință care v-am spus, făcută antiteza, dacă vreți, corelația, mai este îndelungă răbdarea, mai este blândețea, așteptarea și, dacă nu, și poate în cele din urmă, mila lui Dumnezeu cea mare, noi nu știm. Să spune, și vă spun și eu din amintire citită de undeva, n-am exact noțiunea, Sfântul Chiril al Alexandriei, un ierarh iute din fire, dar foarte teolog, foarte doct, el a combătut nestorianismul, fiind în eparhia în care locuia, l-au abordat doi sectari și, bineînțeles, că l-au lovit. Ierarhul supărat i-a blestemat. A spus să vă mănânce iadul, să vă ardă focul. Suntem buni la blesteme, nu e o problemă, avem tradiții. Noaptea visează Sfântul Chiril pe Mântuitorul, stând drept judecător, el stând în scaunul de arhiereu, dar Mântuitorul ținând de crește deasupra flăcărilor iadului pe cei doi sectari. Și îl întreabă pe Chiril, să-i iert sau să-i pedepsesc? În vederea respectivă se face că Chiril îl întreabă, Doamne, dar cum să hotărăsc eu asta? Dar nu eu pot să decid treaba asta. Tu ești Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Cum ar putea un om să judece? Dar tu ai dat sentința, să-i ardă focul, să-i mănânce iadul, hotărăște-te. Aș spune că e bine să mai avem răbdare și îndelungă răbdare poate se vor pocăi. Și atunci Chiril a spus, iartă-i. Și se spune că Dumnezeu i-a luat de cap și i-a pus pe uscat, fără flăcă, și le-a spus în vedere, pocăiți-vă! Deci, această îndelungă răbdare face ca din soacra sectară, nora sectară, fabul sectară, fiul sectar, ginerile catolic, ginerile protestant, ginerile mahomedan și așa mai departe, națiile și toate slăbiciunile lumii pe care le avem și le vedem și le întâlnim și le combinăm noi cu mintea noastră omenească, să ducă la un bun sfârșit și la un ecumenism rodnic sub ce formă? Nu a dialogului comun și a unui proces verbal sau unor discuții seci. Că în românca îl iubește pe alibeg, atât al fâție de cap până îl face ortodox. Că îl face în taină, că îl face pe față, i-l pun unul ortodox. Și ăla de dragul ei ortodox se face. Și ajunge prin a sfârși a crede. Și de ce vă spun lucrul acesta? Am întâlnit odată un element de genul și la 40 de zile chipurile am chemat să le fac o scoatere din mir. Asta sub formă să-l mai prind să văd cum gândește. Și mă întreabă acest Emanuel, fiind musulman trecut la ortodoxie, zice, părinte, să-mi spui dacă la noi e așa cum știu eu, ați spus dumneavoastră că atunci când ne întâlnim cu un sectar și vorbește de rău de Maica Domnului, să fim foarte categori. Știți ce urât am făcut? Cum să vorbească de mama lui Iisus? Dar ce știe cine e mama lui Iisus? Zic, de unde ai întâlnit asta? Păi nu zice la noi la ortodox și noi nu o cinstim pe Maica Domnului? Deci deja la el la ortodox și Maica Domnului în mintea lui era stăpână. Și am spus, uite, Domnule, ce poate face femeia cu inima și cu dragostea ei. Același lucru a făcut samarineanca în Samaria. A dus poporul samarinean spre Hristos prin simplu fapt că li s-a adresat spunându-le, am găsit un om care mi-a spus toate câte am făcut. Cu ce să lovește asta? Foarte bine cu ce spunea orbul cândva o să urmeze sau a fost. Spune așa, dar ce vă tot interesați atâta cine e acest Iisus? Vreți să vă faceți cumva ucenicii lui? Aia l-au certat, l-au mustrat, l-au batjocorit, l-au făcut, n-a făcut două parale. Dar el, ca să nu se lasă mai prejos, știi, este proverbul ăla, păduchios, dar rău. Zice, eu știu un singur lucru, că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Și dacă el m-a vindecat, înseamnă că are mare putere. Deci, deodată i-a diminuat, numai ca și cum nu le-a spus. La voi am venit în toată ziua, n-ați făcut nicio minune. Asta, odată m-am întâlnit cu el și ia ca văd. Deci, vedeți? Cam același lucru a făcut samarineanca. Și deci am pisat pe această idee. Ca să nu înțelegeți Duminica Samarinencii, ca pe o femeie care s-a întâlnit cu Hristos, s-au spălat pe mâini îngăleate la fântână și s-a terminat Evanghelia. Nu. Ci este un mod
alegoric, istoric, dogmatic și teologic, de întoarcerea poporului samarinean la Dumnezeu și cei care s-au convertit, pentru că Hristos a venit pentru toate neamurile, dar în același timp este modul de abordare a lui Hristos, care nu este specific ucenicilor. Și acum vă întorc de unde v-am lăsat. Că am mai lăsat un subiect început și neîncheiat. Spune așa, oare n-aveam noi inima noastră arzând pentru dânsul când ne vorbea Scripturile pe cal? Pot să-ți vorbească Scriptura și asta vă spun din propria experiență, că și eu eram copil cândva și îmblam la biserică, cum veniți și voi, și stăteam și ascultam ce spune preotul și stăteam gură cască și așteptam să termine, să plec, că ăsta nu mai termină și să tot lungea. Dar când s-a deschis mintea și am început să le pricep, am zis, nimic, o să-i toc și eu pe alții până o să priceapă cum am priceput și eu. Și atunci, ce se întâmplă? Hristos le vorbea pe cale Scriptura, dar mintea nu era pregătită să înțeleagă. Deci, auzea versetul, da, spune la facere 2 cu 13 sau 14 cu 25 sau 7 cu 29, spune. Și dacă spune ce? Spune! Dar în momentul când mintea iluminată de Duhul Sfânt, tu înțelegi nu ce spune, de ce spune și pentru ce spune. Și în felul acesta îi întâlnim pe apostoli într-o altă ipostază. Suntem aproape de muntele Elion, care a fost la Ierusalim, știți, de la grădina Bisericii Națiunilor, unde sunt măslinii bătrâni, deasupra, imediat se merge pe drum, e moscheia respectivă de zona înălțării, deci e talpa Mântuitorului, și este biserica de Rusoaie, ce e Elion. Ăla-i muntele Elion, unde era urma Maicii Domnului, care a stat și ea la înălțarea Mântuitorului, să vadă înălțarea la cer alături de apostoli. Ajuns Iisus acolo, trebuia să se înalțe la cer. Așa confirmă și Evanghelia lui Luca și a lui Ioan. Ce face Iisus? Trebuie să plece, da? Spune, eu mă duc la Tatăl, îți vă trimit vouă Mângâietorul, că dacă nu vi-l trimit, rămâneți orfani. Dar eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Îi binecuvintează și spune mai departe un citat. Și le-a deschis lor mintea să înțeleagă Scripturile. Deci iată ce le-a făcut. Aia e marea taină. Deci una din rugăciunile pe care trebuie să le facem permanent acasă este aceasta. Una e Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, cuvântul și pentru rugăciuni prea curvați mai și tare miliești pe noi, Tatăl nostru, Împărate Ceresc, prea Sfântă Trime, dar una sună așa. Doamne, deschide-mi ochii inimii și minții mele să priceapă legea Ta. Și de ce spun că și ochii și inima? Pentru că tot când mergeau la Emaus, spune că nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii. Și spune mai departe Evanghelia. Și ochii lor erau ținuți să nu îl cunoască. Vedeți ce frumos? Când Duhul Sfânt te umbrește și te acopere și te... Duhul Sfânt nu te întunecă, dar te bagă în ceață. Deci nu înțelegi, nu pricepi, dar El când te atinge cu varga și cu puterea și cu mânghierea și cu adierea energiei dumnezești, pricep și înțelegi totul. Cel ce prea înțelepți pe pescare ai arătat și prin trâns și lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție. Deci, vedeți, apostolii n-aveau mintea să priceapă Scriptura, nu știau modul de abordare a popoarelor, de aia Hristos, numai știți cum le-a făcut Hristos? Ai văzut, ești ucenic la un meșter, să țești, să coși, să pletești, să sculptezi, să pictezi, și meșterul e puțin invidios, dar nu invidios la modul răutăcios. Vrea să vadă dacă chiar te interesează meseria. Și în timp ce el lucrează ceva care îi aparține strict personal, spune așa, nu te duci mi-aduci mortar, nu te duci să-mi cumperi cutare, și tu când vii, fie că găsești icoana cu chipul făcut, fie că găsești croiul terminat, fie că găsești obiectul muncii rezolvat, și întreb, dar cum ați făcut? Ei, las că am să-ți arăt eu ție. Același lucru a făcut Hristos. Voi mergeți și căutați mâncare, că eu am treabă. Și i-a lăsat să-și umple burțile și să-și potolească foamea, el s-a apucat de misiune, dar cum, în stil dumnezeiesc? Deci, vedeți? Asta e taina lui Dumnezeu. Deci, noi să mâncăm și să bem, să dormim bine și să stăm nepăsători, că Hristos ne mântuiește. Dar cum ne mântuiește? Acest soi de demoni iese numai cu post și cu rugăciune. Deci, va veni o vreme când nici în Gărizim, nici în Ierusalim. Adică nici Pentateuhul lui Moise, nici Pentateuhul Samarinian. Cine vom închina Tatălui în Duh și adevăr? Cine este Duhul?
Duhul Sfânt, care pretutinești și toate le împlinești vistierul bunătăților, dătător de viață, vinoște să rășurești noi, curățești purcăciunea și mântuiește bunele suflete noastre. Și adevăr, ce înseamnă? Eu sunt adevărul, calea și viața. Lege nouă vă dau vouă. Iubiți-vă unii pe alții, cum și eu v-am iubit pe voi, să știe lumea că sunteți ucenicii mei. Mergeți acasă, puneți găleată la fântână, puneți fune, curățați fântâna și scoateți apă din Scripturi. Amin.